Bună, gemeni, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 29 aprilie, 5 mai. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia gemeni, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru gemeni în această săptămână. Bun. Dragi gemeni, este o săptămână în care, în primul rând, o să rămâneți foarte surprinși de un eveniment care se petrece și care ține cumva de cariera voastră, care ține cumva de statutul vostru, de modul vostru de a vă afirma. Poate are legătură cu munca, poate să fie și o realizare pentru gemeni, da? Dar poate să fie și un moment în care aveți curajul să faceți ceva foarte mare. Da? Parcă e acolo o mică mare minune, da? Care, uite, vine cu noroc din străinătate sau vine cu noroc pe planul spiritual. Unii gemeni o să aveți o dorință foarte mare de afirmare, da? Însă ce mai văd acolo este că fie aveți niște cheltuieli în preajma zilei de luni sau, mă rog, la începutul săptămânii, fie pentru unii gemeni este vorba despre un efort foarte mare pe care e nevoie să-l depuneți, da? Pentru ceva frumos, pentru ceva mare. Poate primiți și vreo propunere, vreo avansare sau știu eu, însă poate să fie vorba și despre o veste pe care gemenii o află privind viitorul unei povești de iubire, da? Sau poate, cine știe, este vorba despre o hotărâre în relația de cuplu. Acum, tot săptămâna aceasta, Venus intră în Taur și acolo va aduce foarte multă protecție divină până prin a doua jumătate a lunii mai. Dragostea pentru gemeni iar vine de prin trecut, vă apucă dorul de cineva sau cuiva îi se face dor de voi. Este și o perioadă așa de liniște, de stagnare, poate cu mici mari sacrificii legate de dragoste, poate legate de bani, iar unii gemeni cu siguranță o să preferați să fiți mai secretoși, mai misterioși dacă este să discutăm de plăcerile voastre, talentele voastre, dacă este să discutăm de banii voștri și chiar de partea asta de dragoste. Deci acolo gemenii sunt mult mai retrași. Da? Însă, tot săptămâna aceasta, uite, Marte schimbă zodia, se mută în berbec. El se simte foarte bine acolo și cu siguranță foarte mulți gemeni veți avea curajul să vă exprimați în grupurile de oameni din care faceți parte. Puteți să întâlniți prieteni puternici, prieteni care vă sunt alături, oameni buni, oameni care vă pot ghida, oameni care vă pot scoate din tot felul de situații ciudate. Însă, uite, tot săptămâna aceasta, gemenii parcă, nu știu, parcă faceți ca o rachetă așa în sus. Deci, o creștere foarte mare pentru gemeni, mai ales dacă e să discutăm de grupurile de oameni din care faceți parte, zona de online, tot ceea ce ține de o afacere, de zona actelor. Deci, gemenii acum au curajul și fac ceva mare, fac ceva puternic, da? Și uite, tot săptămâna asta gemenii mai pot afla niște secrete privind relația de cuplu. Poate să fie și un moment în care aveți curajul să vă eliberați dintr-o situație toxică sau să aveți curajul să vă asumați o relație serioasă, o relație stabilă. Poate să fie și asta. Până la urmă, este o săptămână în care Mercur al tău este ieșit de-a bine la din retrogradare, e pe destin, deci cumva gemenii își hotărăsc soarta în perioada aceasta. Da? Faceți schimbări cu viteza luminii. Tot ați revenit voi asupra lucrurilor, cu siguranță planurile de viitor s-au cam schimbat în aprilie, dar uite, acum fiind o săptămână de tranziție între aprilie și mai, eu zic că este un moment în care gemenii își stabilesc foarte clar anumite obiective și iau atitudine. Și asta e absolut fantastic, da? Cum să zic, absolut fantastic. Bun. Hai să vedem tot pentru gemeni și arhanghelii, ce zic. În rest, este o săptămână în care ieșiți bine dintr-o situație, ieșiți bine dintr-o perioadă aglomerată, dintr-o perioadă dificilă, aș zice eu. Da? Deci sunteți foarte, foarte, foarte bine susținuți.
indiferent unde mergeți, ieșiți în evidență, apar lucruri frumoase. Dar, repet, ideea asta de a vă schimba foarte mult viața, de a vă schimba foarte mult viitorul, da, aici e foarte, foarte intens acest aspect pentru gemeni. Da. Cifra 1, importantă, deci săptămână în care gemenii vor să o ia de la 0, vor să o ia de la 0. Culorile importante, portocaliu, albastru, mov, lila, maro și văd aici, nu știu, parcă ai un înger păzitor. Arhanghelul Gabriel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o mare puritate interioară și eu te ajut să-ți revelezi adevărul ultim dumnezeiesc în propria ființă. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Dragi gemeni, o săptămână în care dați dovadă de adevăr, de puritate, poate e vorba de un adevăr voi cu voi, da? Venus acolo să știți că vă poate aduce și vindecare, da? Asta începând cu săptămâna aceasta, începând cu 29 aprilie, până spre jumătatea lui mai, final de mai încolo, deci foarte multă vindecare vă aduce, protecție, susținere, adică mai mult de atât, nu știu ce v-ați putea dori, da? Vă ajută. Poate mai aflați niște secrete, mai aflați niște informații care vă pot da curajul acum să faceți ceea ce vă doriți. Da? Adevărul ultim dumnezeiesc. Poate unii gemeni începeți să vă dați seama voi cu voi, da? Ce vă doriți cu adevărat, încotro vreți să vă duceți. Hai să vedem ce spune și tarotul pentru gemeni. Ce faceți, dragi gemeni? 10 de spade e cu sfârșit. E cu sfârșit, ia uite, soarele, da, regina de monede, 8 de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Gemenii sunt foarte concentrați și pe bani săptămâna aceasta, pe sănătate, pe a repara o problemă. Poate este o săptămână în care îți recapeți energia, poate să fie și o săptămână în care gemenii au de dat bani sau sunt mai, cum să zic eu, sunteți mai darnici din fire, da? Sunteți mai darnici din fire. 10 de spade. Aici e clar, nu știu, un sfârșit, într-o relație, într-o colaborare, într-o prietenie. 10 de spade vine și cu un fel de durere. Da? Ceva a ajuns la un punct peste care nu se mai poate trece. Soarele, la baza manifestărilor tale. Soarele e bun. Soarele spune despre succes, despre bucurie. Unii gemeni vă puteți conștientiza adevărata valoare săptămâna aceasta și din acest motiv să vreți să ieșiți din niște situații în care nu erați apreciați, nu erați iubiți sau nu era acolo pentru voi. E ca și cum primești o avansare, primești ceva mare, se întâmplă ceva, da, care îți luminează mintea, îți luminează viața. Unii puteți să fiți și sub influența unui șef sau sub influența unei persoane importante din viața voastră. Alții din contra, voi sunteți cei care avansați. Da? Magicianul în inima ta, deci lucrezi la ceva săptămâna aceasta pentru casă, pentru familie, organizezi ceva, stabilești ceva. Oricum este o perioadă în care gemenii sunt ceva mai secretoși, asta e viața. Tot magicianul aici, să știi că vorbește despre un moment de eliberare. Da? E un moment de eliberare. E un moment în care te ocupi mult și de viața privată și de sufletul tău. Dar uite, mintea ta e 4 de cupe. Acum, nu știu, fie este o săptămână în care ai chef să meditezi, ai chef să te relaxezi, te liniștești. Unii gemeni puteți să primiți o veste care fie nu vă place, fie refuzați, fie pur și simplu este o săptămână în care nu prea aveți chef. Da? Regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Văd aici o persoană care îți poate ridica moralul, este o persoană energică, hotărâtă, glumeață, persoana asta iese în evidență, te susține, doar că pentru unii gemeni poate să fie vorba și despre o eventuală rivală. Da? 8 de bâte, multă pasiune pentru gemeni, multe discuții care au loc pe zona de online, mai ales în plan personal.
Însă parcă se negociază ceva, da? Cineva vorbește mult, doar că tu pregătești ceva. Da? Pregătești ceva. 5 de cupe, ultima carte, nu știu, te uiți aici spre partea goală a paharului. 5 de cupe poate să însemne și cineva care are parte de o pierdere, care are parte de o supărare și care se uită spre partea respectivă. Da? Cineva aici puțin supărat, trist. Parcă e o persoană care face dramă sau parcă e o persoană care, nu știu, e mai negativistă din fire. Aici cineva căruia îi pare rău, aici după o pierdere, după ceva. Dragi gemeni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru gemeni în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, o săptămână superbă îți doresc și să ne revedem cu bine și data viitoare!